Sărbătorile au trecut, dar greutatea a crescut. Salata de băf, sarmalele sau alte delicatese n-au trecut fără efecte. Acum urmează partea cea mai grea, eliminarea kilogramelor în plus. Sportul, spun cei care se pricep, ar trebui făcut însă cu măsură și, dacă se poate, sub supravegherea unui antrenor. Porcul moare, anul trece, chilele rămân. Mult e dulce sau bună și frumoasă burta de român. După mesele îmbelșugate de sărbători, sălile de fitness au fost locul în care s-au oprit mulți români. Dar specialiștii atrag atenția că sportul făcut în exces ne poate aduce probleme serioase. Ideal ar fi să facem exerciții sub supravegherea antrenorilor și gradual. Creșterea intensității și a volumului de antrenament trebuie să fie treptat, mai ales în această perioadă când anumite persoane aleg să mănânce mai mult și mai prost, doar pentru simplu fapt că a doua zi se vor antrena mai intens. Și ca exerciții recomand tip circuit, exerciții ce angrenează cât mai multe grupe musculare, pentru că aceste exerciții fac ca sângele să circule cât mai mult în organism. Primul lucru trebuie făcut că facem pauzele cât mai mari între mese, mâncarea să fie cât mai naturală, chiar să predomine legumele. Chiar dacă vrem să slăbim rapid, dietele drastice pot fi periculoase. Cel mai bine ar fi să întrebăm un specialist. Nu mai știm ce e aia nașterea Domnului, nu mai știm ce e aia înviere. Știm cu toții că tăiem porcul, că tăiem mielul, că facem mațubârnă, mâncăm ouă roșii și tort. Suntem prost învățați din copilărie că mâncarea e bună și băutura sau drogurile sau țigările sunt rele. Sunt la fel de rele toate. Dar noi nu știm. Bun, ai făcut un exces de băutură și de mâncare. E omenește și e de înțeles. Ai făcut un exces. Ce faci după aia? Dai la o parte ceea ce ai făcut exces. Ai mâncat cârnați și slănină și caltaboș până ai făcut mațubârnă. Și acum ce faci? Rabdă. Nimeni nu te obligă să mănânci. Treci pe verdeață, pe fructe, pe salată și fă mișcare. Pe chiar m-am îngreșat. Câte kilograme? Cred că 5 kg. Cred că am luat vreo 3-4 kg. Și cum scap de ele? Sală, fotbal, sport. S-a mâncat mult, nu e ok. Mai trebuie să facă lumea sport. Faci sport? Fac sport, că alerg toată ziua. Prudența și răbdarea sunt factorii cheie care ne pot ajuta să revenim la greutatea de dinainte de sărbători.